Anul acesta, cei care vor dori să-și caseze mașina mai veche de 8 ani pentru a beneficia de o reducere de 6500 de lei la achiziția unui autoturism nou, se vor prezenta direct la dealerul auto, de la care sunt interesat să cumpere și se vor înscrie, urmând ca apoi să meargă la un colector pentru casare, la poliție pentru radiere autovehicului și să revină la dealer pentru a încheia contractul de vânzare-cumpărare. Cei care vor să-și caseze vechea mașină, dar nu să-și cumpere o mașină nouă, pot ceda dreptul de folosire a primei de casare al cuiva, cu care trebuie să meargă la dealer. Astfel, atunci când va fi eliberat tichetul electronic, acesta va fi pe numele celui care cumpără autoturismul. După înscrierea la dealer, solicitantul va avea la dispoziție 30 de zile pentru casarea și radierea mașinii vechi și pentru achiziția noi. Dacă nu sunt respectate condițiile desfășurării programului, tichetul electronic se întoarce în baza națională și poate fi extras de la un alt comerciant.